Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în cadrul conferinței de presă comune susținute de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, domnul Oleg Țulea, și președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, pe tema organizării alegerilor prezidențiale în străinătate. Pentru toată lumea care ne urmărește, inclusiv în mediile sociale și în direct, vrem să facem un anunț organizatoric, deci conferința de presă urmează să fie continuată cu declarații ale oficialilor, urmată de o intervenție a șefilor de misiuni din unele state europene, după care o să fie sesiunea de întrebări și răspunsuri pentru presa națională. Jurnaliștii care ne urmăresc în direct în acest moment ar putea să adreseze întrebările purtătorului de cuvânt pe Facebook sau pe adresa press@aronmfa.gov.md. Acesta fiind spus, am plăcerea pentru deschiderea acestei conferințe de presă să ofer cuvântul ministrului Oleg Țulea. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimați jurnaliști, stimați reprezentanți ai mass media. Noi vă salutăm în incinta Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Suntem foarte bucuroși de prezența unui mare de jurnaliști, atât din țară cât și de peste hotare. Deci vă mulțumim pentru interesul manifestat. În ultima lună, practic, am acreditat 21 de instituții media internaționale și un număr de 56 de jurnaliști din 8 țări interesați de desfășurarea procesului electoral în Republica Moldova. Este practic a doua conferință de presă pe care o organizăm în comun cu reprezentanții Comisiei Electorale Centrale. De aceea, cred că este important, la ultima 100 de metri, practic în procesul organizatoric este finalizat, să facem totalurile și să venim cu acest mesaj important, consolidat din partea ambelor instituții, că ne dorim să oferim tuturor cetățenilor Republicii Moldova cele mai bune condiții ca ei să-și poată exercita dreptul la vot și, cel mai important, în condiții de maximă siguranță pentru sănătate. De aceea, în toată această perioadă de pregătire, deci noi am acordat o atenție sporită procesului de desfășurarea scrutinului electoral în străinătate. Am intervenit ori de câte ori a fost necesar pentru a informa, pentru a raporta cecului privitor la toate aspectele ce vizează bună organizare acestui proces, inclusiv m-aș referi la asigurarea condițiilor de siguranță pentru cetățenii care vor veni în secțiile votare să voteze pe 1 noiembrie. Amintesc informația care am furnizat-o și la conferința precedentă, că prin intermediul misiunilor noastre diplomatice, noi am solicitat acordul statelor acolo unde CEC a decis deschiderea secțiilor de votare privitor la înființarea acestor secții, inclusiv am solicitat clarificări care vizau inclusiv restricțiile care sunt impuse și practic am fost martori că în ultimele două săptămâni aceste restricții care au fost impuse de mai multe state au devenit tot mai complexe. Drept rezultat, eu mă bucur să anunț că toate statele au reacționat pozitiv și au agreat deschiderea secțiilor de votare, 139 la număr, așa cum a fost stipulat și în decizia CEC. În paralel, fiind cu siguranță evident că au fost solicitate, am fost rugați și practic și impuși să respectăm normele sanitare care sunt impuse de către aceste state, deci cu acest prilej vreau să transmit inclusiv și mulțumiri în primul rând autorităților statelor care au demonstrat această maximă deschidere față de solicitările noastre și vreau să felicit și colegii mei diplomați din cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova pentru rezultatul bun al acestui exercițiu important pentru întreaga țară. La fel, în această perioadă, misiunile noastre diplomatice au identificat locații pentru toate 139 de secții de votare, în primul rând identificând spații care întrunesc condițiile necesare pentru desfășurarea scrutinului, care să asigure siguranța atât pentru personalul birourilor electorale, cât și pentru cetățenii care urmează să vină pentru 1 noiembrie să-și exprime opțiunile de vot.
La fel, urmărind aplicarea prevederilor codului electoral, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a delegat președinți în componența majorității birourilor electorale din rândul personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. Totodată am delegat un număr de doar 4 diplomați din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, deci o persoană s-a deplasat în Franța și 3 în România. La fel, cred că este important să vă informez că în premieră 27 de președinți de birouri sunt desemnați din rândul cetățenilor Republicii Moldova care au reședință temporară sau permanentă în străinătate, deci 10 în Italia, 8 în Rusia, 3 în Marea Britanie, 2 în SUA, 2 în Canada și câte 1 în Irlanda și Germania. La fel, conform practicii din scrutinile anterioare, diaspora este implicată mult, masiv, în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare, de aceea noi și cu această ocazie, cu acest prilej, vrem să transmitem mulțumiri și aprecieri pentru tot efortul și suportul care este acordat de către comunitățile cetățenilor Republicii Moldova în străinătate. La fel, este important să anunț că la această etapă putem anunța că toate valizele cu rechizitoriu electoral, buletinele de vot, au ajuns în siguranță în toate secțiile de votare pe care le deschidem. La fel, urmărim și monitorizăm constant evoluțiile legate de situații epidemiologice din fiecare stat, inclusiv riscurile care pot să apară pe ultima sută de metri și informăm subsecvent CEC despre aceste riscuri pentru a lua o decizie referitoare la desfășurarea alegerilor pentru 1 noiembrie. După cuvântul meu introductiv, îi voi oferi cuvântul domnului președinte Dorin Cmil. Ulterior, am considerat că este important să auziți și un mesaj direct venit din partea câtorva șefi ai misiunilor noastre diplomatice pentru a auzi informația cea mai actuală vis-a-vis de organizarea procesului de vot pentru 1 noiembrie. De altfel, am compilat și un material informativ cu situația pe fiecare țară. Acest material va fi distribuit tuturor celor interesați în format digital, dar vom publica acest material și pe paginile web și de Facebook ale Ministerului și a misiunilor diplomatice. Important este să menționez că în aceste ultimele două zile de până la scrutin, Ministerul și misiunile noastre diplomatice vor fi angajate într-un exercițiu foarte complex de comunicare. Noi lansăm deja instrucțiuni în acest sens, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare, mesaje video transmise de către șefii misiunilor, pentru că dorim la maxim să folosim aceste ultimele ore practic, să informăm cetățenii Republicii Moldova despre condițiile care vor trebui să fie respectate atunci când vor veni la urne pe 1 noiembrie. La această etapă mă opresc oferind cuvântul domnului Cmil, ulterior o să-i ofer posibilitatea domnului Daniel Vodă, conform agendei conferinței de presă, să urmăm punct tot ce a fost prestabilit. Mersi mult! Stimate domnule ministru, onorată prezență, mulțumim colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru organizarea acestei conferințe de presă, pe care o găsim extrem de importantă, acum în ajunul alegerilor prezidențiale de duminică, reieșind din situație fără precedent cu care ne confruntăm. E o bună oportunitate de a prezenta din prima sursă situația la zi, dar și informații despre cele mai recente reguli de prevenire și răspândire a virusului COVID-19 în țările unde au fost deschise secții de votare pentru aceste alegeri, dar și măsurile întreprinse de autorități în acest sens. Instituțiile statului au întreprins măsurile necesare pentru organizarea acestor alegeri și să asigure condiții de vot pentru toți alegătorii, indiferent unde s-ar afla, în țară sau în străinătate. Au fost elaborate reguli sanitare pentru ca întreg procesul să decurgă în siguranță. Din păcate,
alegătorii din străinătate nu pot apela la urna mobilă pentru a-și exercita dreptul în afara secției de votare. Acest lucru atrage după sine o mai mare responsabilitate și precauție din partea lor. Exprim recunoștință colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, tuturor funcționarilor diplomatici care au depus eforturi pentru a evalua riscurile, pentru a anticipa anumite situații care ar fi pus și mai mult în pericol organizarea acestui scrutin, dar cel mai important, au găsit soluții pentru ca acest exercițiu electoral să aibă loc și cetățenii noștri aflați în străinătate să poată participa la votare. Am fost conștienți de la începuturi că pandemia va fi provocarea cea mai mare pentru alegerile prezidențiale din acest an. Împreună cu colegii de la Minister am făcut totul pentru ca cele 139 de secții de votare pe care le-am deschis și care deja funcționează să funcționeze în maximă siguranță. Comisia Electorală Centrală a constituit organele electorale inferioare, a instruit funcționarii electorali, a asigurat tehnic și logistic secțiile de votare, a tipărit peste o jumătate de milion de buletini de vot care deja au ajuns la destinație. CEC a acreditat 278 de observatori care în ziua alegerilor vor fi în secțiile din afara țării. Peste 180 sunt din partea a 6 concurenți electorali și alții 97 din partea misiunilor de observare a alegerilor. Am luat unele decizii care menite să reducă anumite riscuri și să reglementeze anumite fenomene discutate în societate. De exemplu, combaterea transportării organizate a alegătorilor către secțiile de votare. Decizia CEC din 20 octombrie curent se referă și la organizarea alegerilor în afara țării. Urmărim cu toții situația pandemică alarmantă din lume și vedem cu ce viteză evoluează evenimentele de la o zi la alta. Înțelegem că au rămas doar două zile până în ziua alegerilor și apare întrebarea cum să fie informați alegătorii din țările respective despre noile circumstanțe create. Aici facem apel către toți actorii electorali, concurenții electorali, mass media, societatea civilă, asociațiile diasporale, să ne conjugăm eforturile și să utilizăm toate instrumentele de care dispunem pentru a aduce la cunoștința alegătorilor noile condiții impuse pentru exercitarea dreptului la vot sau, acolo unde e cazul, despre restricțiile impuse. În acest context, vreau să aduc la cunoștința opinii publice decizia luată chiar în ziua de astăzi de către CEC în legătură cu instituirea programului de activitate a secției de votare numărul 1/307 din orașul Baku, Republica Azerbaidjan. Între orele 7 și 18, decizia vine urmare a declarării de către autoritățile Republicii Azerbaidjan a legii marțiale în legătură cu conflictul militar azero-armean, care prevede introducerea stării de asediu în mai multe orașe, inclusiv în orașul Baku, și care prevede limitarea accesului în orașe, dar și interzicerea aflării persoanelor pe străzi și în spații publice, fără permise speciale, în intervalul orelor 21 și 6. În funcție de evoluția stării epidemiologice și a informațiilor care ne vor fi furnizate, CEC va fi gata să ia și alte decizii. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule președinte Cimil, doamnelor, domnilor și privitorii care ne urmăresc în direct în mediile sociale. În continuare urmează să avem o incursiune în format de videoconferință cu șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în mai multe capitale europene. Este vorba despre Republica Italiană, Regatul Spaniei, Irlanda, Federația Rusă, Republica Franceză, Republica Federală Germania și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Am deosebită plăcere să salut pe domnul ambasador Anatol Urecheanu, care ne va face o prezentare despre situația în Italia. Domnule ambasador, bună dimineața și dacă ați putea să ne comunicați care este starea de lucruri în Republica Italiană. Bună ziua, domnule ministru, domnule președinte a Comisiei Electorale Centrale, bună ziua, colegi și toți cei care sunt online. Deci, noutatea bună din Italia este că procesul de constituire a secțiilor de votare pe tot teritoriul Italiei a fost finalizat. Deci cele 30 de secții de votare constituite acoperă în general
geografia prezenței comunității de cetățeni moldoveni în Italia. Vorbind despre procesul de organizare a secțiilor de votare, în particular despre constituirea comisiilor electorale, aș vrea să menționez implicarea foarte activă a diasporii, ceea ce este un indice al interesului lor pentru aceste alegeri. De asemenea, aș vrea să menționez cooperarea exemplară pe care am avut-o cu autoritățile italiene, pentru care dreptul la vot este unul fundamental al omului și este o valoare intrinsecă a democrației. Am avut o susținere constantă la nivel central din partea Ministerului de Externe, din partea Ministerului de Interne italian, precum și la nivel local din partea prefecturilor și a primăriilor, privind permisiunile necesare localurile pentru secțiile de vot și condițiile de organizare. În Italia, deplasarea persoanelor în interiorul orașelor și comunilor și, în general, pe teritoriul Italiei nu este restricționată, doar în 6 regiuni, vorba de Lazio, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania și Sicilia. Această circulație este restricționată între orele 11 seara și 5 dimineața. Dar aceasta nu va periclita procesul de vot. O problemă ar fi doar pentru membrii comisiei electorale din aceste regiuni, deoarece procesarea poate dura mai mult, poate dura și după ora 11, dar totuși persoanele pot circula cu o declarație pe propria răspundere. Această declarație are o formă standard, poate fi descărcată de pe site-urile autorității italiene. Anticipând, bineînțeles că această situație noi am pregătit deja astfel de atestări pentru membrii comisiei electorale. De asemenea, acolo unde este posibil, vom organiza transportul membrilor secțiilor de votare la ore târzii sau la ore foarte, foarte matinale. Toate informațiile privind participarea la vot sunt pe pagina web a ambasadei. Aceste informații sunt mereu actualizate în dependență de evoluție și de instrucțiuni. Membrii comisiilor au fost instructați, corespunzători, suntem în contact permanent cu ei. Inventarul electoral a fost recepționat. O preocupare aparte în procesul de organizare a alegerilor este cea legată de securitatea sanitară și CECU și autorității italiene ne-au solicitat să respectăm cu succes protocolul de siguranță. În acest sens, fiecare secție de votare va fi dotat cu măști, cu dezinfectant, va fi asigurată plasarea informației vizuale, igienizarea localurilor, respectarea distanței sociale, măsurarea temperaturii, deci toate, toate. Avem totuși o mică îngrijorare care este legată de sănătatea personală a membrilor comisiei, deoarece virusul poate lovi oricând și pe oricine. Dar asemenea situații, dacă va apărea, sperăm că nu, dar dacă ea va apărea, în cooperare cu colegii de la Centrală și cei de la CEC, vom lua, sunt sigur, rapid, toate deciziile care se impun pentru a nu periclita procesul de vot. Vă mulțumim foarte mult, domnule ambasador, pentru intervenția dumneavoastră. Vreau să reamintesc tuturor celor care ne urmăresc că pagina misiunii diplomatice a Republicii Moldova la Roma, a Consulatului General la Milano și a Consulatului de la Padova va conține actualizări în regim operativ cu toate măsurile care urmează să respecte conaționalii noștri când se deplasează la secțiile de votare constituite în această țară. În continuare, facem o incursiune la Madrid, Regatul Spaniei și o să discutăm cu doamna ambasador Violeta Agrici. Doamna ambasador, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule ministru, bună ziua, domnule președinte CEC, stimați colegi, dragi spectatori, vă salut din Spania. Trebuie să vă informez că pentru a stopa extinderea infecției de coronavirus, guvernul spaniol a declarat la 25 octombrie stare de alarmă până pe data din 9 noiembrie. Ieri, Congresul a aprobat prelungirea acesteia până în mai 2021. Starea de alarmă, pe lângă multe alte elemente pe care noi le cunoaștem de ordin sanitar, include două foarte importante. Starea de asediu, ce limitează circulația persoanelor pe străzile publice pe timp de noapte și are orar diferit în diferite comunități autonome, începând cu ora 10 seara până la ora 6 dimineața. Și al doilea element este izolarea perimetrală a regiunilor, provinciilor sau unor orașe, localități.
care restricționează intrarea și ieșirea persoanelor de pe teritoriul acestora. Pentru că pe data de 1 noiembrie și 9 noiembrie în Spania se celebrează sărbători religioase și zilele libere de la finele săptămânii se vor prelungi. Chiar ieri, în a doua jumătate a zilei, în mai multe comunități autonome, au fost anunțate izolări totale perimetrale, fie a regiunii întregi, fie a orașelor din cadrul acestora. Deci trebuie să vă informăm că întotdeauna ambasada a fost și a avut o colaborare extrem de bună cu autoritățile centrale și locale spaniole, ieri seara, azi dimineața. Ni s-a confirmat că cetățenii Republicii Moldova se pot deplasa spre secțiile de votare, bineînțeles spre cea mai apropiată, pentru a-și exercita dreptul la vot în ziua de 1 noiembrie. Pentru a facilita și autoriza această deplasare, ambasada a emis o scrisoare confirmativă, care este publicată atât pe pagina noastră oficială, cât și pe contul de Facebook, pe care cetățenii ar fi de dorit să o aibă în formă printată. Bine, dacă nu este posibil în formă printată, cel puțin să fie salvată în telefon, pentru a o putea prezenta ofițerilor de poliție sau altor autorități, împreună cu un document moldovenesc, în cazurile atunci când le se solicită să confirme scopul deplasării. Recomandăm, pentru că există starea de asediu, recomandăm tuturor cetățenilor să se deplaseze spre secțiile de votare în limita orelor de zi permise pentru deplasare și nu pe timp de noapte în orele stării de asediu, pentru a evita sancționarea din partea autorităților. Rugăm foarte mult să își planifice deplasarea din timp cu mare atenție către cea mai apropiată secție de votare și să ia în calcul situația și orarul stării de asediu și în comunitățile sau regiunile pe care cetățenii trebuie să le traverseze pe drum spre sau la secția de vot sau la întoarcere spre casă. Am menționat atât în scrisoare cât și pe paginile noastre, conturile oficiale, numărul, se poate găsi numărul de urgență a ambasadei și fiecare cetățean care se confruntă cu careva dificultăți de deplasare în ziua alegerilor, recomandăm să ne telefoneze imediat pentru a putea ajuta ca să-și continue deplasarea și să fie sancționat. În rest, bineînțeles, toate normele sanitare impuse de autoritățile spaniole, atât și de cele moldovenești, urmează a fi respectate, distanța interpersonală fără da și poate și un moment extrem de important aici în Spania, să se evite organizarea în grupuri mai mari de 6 persoane. Președinții secțiilor de votare sunt deja la destinație, se fac ultimele pregătiri în secțiile de vot, suntem în contact cu membrii birourilor electorale. Toți membrii care vor avea nevoie să se deplaseze în timpul orelor stării de asediu vor primi certificate nominale din partea ambasadei și vor fi ajutați acolo unde va fi posibil cu transportarea acestora spre secții și înapoi spre casa. Mulțumim foarte mult, doamna ambasadora Agreci, pentru această incursiune privind situația din Spania. În acest context, o informație de utilitate publică este că toate misiunile diplomatice ale Republicii Moldova pe site-ul web al acestora au numerele de urgență a misiunii diplomatice care sunt perfect funcționale și sunt vizibile pe site-ul misiunii, sunt notate cu roșu. Rugăm ca cetățenii să ia notă de această informație. De asemenea, centrul de apel al Ministerului de Externe va fi funcțional în următoarele zile într-un regim special pentru a oferi consultații cetățenilor din străinătate. În continuare o să facem legătura cu Dublin. Doamna ambasador Larisa Miculeț, ați plasat niște informații mult așteptate aseară pe pagina oficială. Vă rog să ne comunicați care este situația la moment cu secțiile de votare constituite în Irlanda. Doamna ambasador, aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor! Cetățenii Republicii Moldova în Irlanda vor putea vota. Noi suntem pregătiți pentru scrutinul electoral. Asta este tot ce astăzi contează. În culise va rămâne un exercițiu de pregătire a scrutinului electoral foarte complicat, în special, dar doar să remarc un lucru, când cu 3 zile înainte de scrutinul electoral am fost informați că
trebuie să găsim noi locații pentru birourile electorale, deoarece s-a schimbat legislația. A fost o provocare mare, dar noi am inclus planul de contingență și pe parcursul unei ore am comunicat Ministerului Afacerilor Externe noile locații și am continuat această cooperare cu dumnealor. Pe această cale, mă alătur la cuvintele deja spuse de domnul ministru, aduc sincere mulțumiri autorităților irlandeze care și-au asumat o decizie foarte și foarte grea pentru dumnealor, pentru că proprii cetățeni sunt impuși unor restricții foarte complexe, inclusiv la deplasare, deci nu se pot deplasa mai mult de 5 km de la reședința lor. De asta au manifestat un respect față de Republica Moldova și cetățenii săi în Irlanda. Acum vom avea o comunicare foarte intensă pe parcursul zilei de azi și zilei de mâine cu comunitatea noastră, pentru că trebuie să respectăm niște rigori impuse, ceva diferite de alte state, și să răspundem autorităților irlandeze cu același respect pentru eforturile care le depun ei în țara proprie de a-și proteja cetățenii. Eu sunt bucuroasă să vă relatez că diaspora este foarte cooperantă și noi avem o comunicare bună și noi vom putea respecta aceste cerințe. Deci am menționat că este ceva diferit de alte cerințe în alte state. Într-un fel, chiar fără precedent, vreau să vă zic, ambasada a fost obligată să notifice fiecare alegător, potențial alegător, să zicem așa, despre ora când se poate prezenta la secția de votare. În contextul legislației naționale, când noi nu avem înregistrare obligatorie pentru potențialii alegători sau pentru alegători, vă imaginați că era extrem de complicat să venim cu niște soluții. Am lucrat împreună cu dumnealor, am consultat aceste soluții împreună cu Ministerul și CEC din Republica Moldova. Până la urmă este următoarea soluție. Obligatorie, fără care scrutinul nu poate avea loc. Avem un orar, simplu zis, un orar, și cetățenii Republicii Moldova vor fi invitați la secțiile de vot conform alfabetului numelui său. Imediat aici vreau să fac o precizare. Deci, apropo, diaspora acum în premieră aude acest lucru, dar vreau imediat aici să îi liniștesc pe toți, pentru că noua locație pe care o avem noi vor fi toate trei secții, pentru că este așa o locație gen Mold Expo în Republica Moldova, un centru expozițional cu un teritoriu enorm. O altă ambasadă anterior cu și mai mare număr de alegători a avut 10 secții de votare acolo. Deci noi vom putea să punem, spre exemplu, litera A, C într-o secție de votare, C, M în altă secție de votare, astfel ca toți care se vor prezenta vor putea vota într-o anumită secție. Dar scopul acestei măsuri este fluidizarea rândului, evitarea aglomerației. Deci, acum și pe această cale vreau să mă adresez cetățenilor Republicii Moldova din Irlanda, mass media care acum participă la această conferință, să unim eforturile noastre, să conjugăm eforturile noastre ca să ajungă la fiecare cetățean aceste cerințe ale autorităților Irlandei, nu sunt atât de complicate. Și să facem față, să nu prejudicăm imaginea țării în Irlanda, dar și să nu aducem daune eforturilor autorităților irlandeze. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Miculeț! Încă o dată atragem atenția comunității
comunității de moldoveni din Irlanda că adresa secțiilor de votare va fi schimbată. Urmăriți actualizările paginii Ambasadei Republicii Moldova la Dublin. De asemenea, votarea va avea loc în premieră conform numelui de familie. La fel, ambasada va prezenta această informație exhaustiv. Vă rugăm să urmăriți actualizările respective. Continuăm conferința noastră de presă cu intervenția din Moscova. Domnul ambasador Andrei Neguța, dumneavoastră aveți cuvântul. Domnule ministru, domnule președinte al Comisiei, sunt bucuros să vă salut de la Moscova. În Federația Rusă vor fi deschise 17 secții de votare. 4 în orașul Moscova, 3 în regiunea Moscova, 3 în orașul Sankt Petersburg și câte o secție în Surgut, Sochi, Tula, Lipețk, Kostroma, Kursk. Iată acestea 17, deci 10 localități din imensa Federație Rusă. A fost posibil de deschis aceste 17 secții de votare. Rechizitoriu este recepționat, am procurat suplimentar totul ce este necesar, a avut loc instruirea președinților secțiilor de birourile electorale. De asemenea, s-au deplasat președinții în teritoriu, s-au întâlnit cu membrii biroului. Sunt bucuros să vă informez că avem o bună conlucrare, un mare ajutor din partea Ministerului Afacerilor Externe a Federației Rusiei și Comisiei Electorale Centrale. Avem multe cazuri când membrii comisiilor electorale de teritoriu s-au deplasat împreună cu președinții de birouri electorale teritoriu, au alcătuit lista la tot ce este necesar, s-au informat cu situația concretă din aceste secții și avem contactele cu ei în caz de ceva să utilizăm ajutorul lor. Desigur că nu putem să nu avem în vedere condițiile COVID-ului. Cifrele zilnice în Federația Rusă, în capitală, în multe alte orașe, sunt destul de mari, însă în Federația Rusă nu se merge pe calea restricționării. Transportul public, privat, circulă obișnuit. Nu vor fi probleme ca cetățenii noștri să se deplaseze la secțiile de votare, cu atât mai mult că secțiile noi în Moscova, în regiunea Moscova, le-am plasat alături de stațiile de metrou, în preajma chiar ambasadei, vor fi în ambasadă o secție și două în nemijlocită apropiere, ceea ce va îndestula și cerințele cele tradiționale, aș spune istorice, când cetățenii vor să adună în centru aici să facă un schimb de păreri și așa mai departe. Tot asta se referă și la orașele din regiuni. Secțiile sunt plasate în centrul orașelor. Am înlocuit câțiva membri ai biroului electoral din cauza COVID-ului. Deci astăzi, în dată după conferință, vom înainta și propunerea de schimbare a președintelui biroului din Tula, care astăzi a primit o informare de la Rospotrebnadzor negativă despre sănătatea sa. Deci avem rezerve în acest domeniu. Desigur că regretăm că așa este, dar mai bine să creăm condițiile acestea acum, cu două zile înainte de alegeri, să nu contaminăm membrii biroului electoral și să organizăm procesul așa cum trebuie. Desigur că ne bazăm pe diasporă. Domnul ministru a spus că jumătate din secțiile noastre sunt conduse de conducătorii la birourile, la diasporile regionale. Avem exemple destul de bune în acest domeniu. Contăm pe pregătirea lor, contăm de asemenea pe acele seminarii care am avut. Informația se află pe pagina ambasadei și de asemenea pe Facebook. Considerăm că votarea la aceste 17 secții electorale se va face conform legislației, vom depune tot efortul legislației Republicii Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule ambasador, pentru informația comunicată. Reamintim tuturor celor care ne urmăresc că ediția în acest an a alegerilor
este desfășurată în sloganul Votăm în siguranță. Respectiv, vă rog să urmăriți actualizările misiunilor diplomatice din statele de reședință cu privire la măsurile sanitare care sunt specifice pentru fiecare stat. Colegii noștri diplomați le-au expus în detalii pe aceste pagini oficiale. În continuare, o să discutăm cu însărcinatul cu afacerea ad interim de la Ambasada Republicii Moldova la Paris, domnul Eugen Vizir, cu privire la situația secțiilor de votare, celor 8 secții de votare constituite în Franța. Domnule Vizir, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule ministru, bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. În Franța situația este destul de complicată. Din seara zilei de ieri a fost reintrodus regimul de carantină, de confinare pe tot teritoriul Franței. Cu toate acestea, chiar dacă există restricții considerabile la deplasarea cetățenilor francezi, ambasada a reușit să obțină reconfirmarea permisiunii părții franceze de a organiza alegerile. Pentru deplasarea la birourile de vot a fost publicată pe pagina Facebook și pe pagina oficială a ambasadei o atestare făcută de ambasadă, inclusiv tot acolo se poate găsi și atestarea derogatorie propusă de Ministerul de Interne al Franței. Deci toate secțiile de vot sunt pregătite, rechizitoriul este primit, toți membrii birourilor sunt gata pentru alegeri. În principiu, unica dorință care o avem noi, deci cetățenii Republicii Moldova care se deplasează pentru a-și exercita dreptul la vot, să dea dovadă de o disciplină, deci luând în considerație toate rigorile sanitare care există în Franța și nu doar în Franța, practic în toată lumea. Deci Franța este gata pentru organizarea alegerilor președintelui Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vizir. Reamintim conaționalilor din Republica Franceză că pentru a se deplasa la secțiile de vot, ambasada va pune la dispoziție justificativele de deplasare, respectiv puteți să le descărcați în format PDF sau să le descărcați în telefonul dumneavoastră mobil. Urmăriți actualizările ambasadei în acest sens. În continuare, vom discuta cu domnul ambasador Oleg Serebrean de la Berlin, Republica Federală Germania. Domnule ambasador, aveți legătura. Bună ziua, stimate domnule ministru, stimate domnule președinte al CEC, dragi colegi, dragi participanți la această conferință. Țin să vă informez, cum s-a spus și mai devreme, pe teritoriul Germaniei și Regatului Danemarcei sunt deschise 7 secții de vot, 6 în RFG, una în Regatul Danemarcei. Conducerea celor 7 secții de vot e asigurată de colaboratorii ambasadei de la Berlin și consulatului general de la Frankfurt. Toți au deja experiență electorală, s-au deplasat deja la fața locului. Astăzi, seara, în toate cele 7 secții de vot vor avea loc reuniuni ale membrilor biroului. Spațiile sunt pregătite, bineînțeles, nu voi intra în bucătăria pregătirilor, care a fost, mă rog, mai turbulentă, ținând cont de condițiile de acum, ca peste tot. Țin să reamintesc că din considerente legate de COVID, au fost mutate, schimbate adresele a 2 secții de vot, cea de la Copenhaga și cea de la München. Despre asta s-a informat pe pagina web a ambasadei Republicii Federale Germania la Berlin și a Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt. În orice caz, cei care se vor deplasa la adresele vechi, am prevăzut asta, va fi cineva din biroul de vot sau un asistent al consulului onorific care îi va redirecționa spre noua adresă. Cu această ocazie țin să mulțumesc Ministerului Federal de Externe al Germaniei, Ministerului de Interne al Statului Liber Bavaria pentru deschiderea extraordinară, nemaivăzută, aș spune eu. În regim de urgență s-a acceptat schimbarea adresei adresei biroului secției de vot de la München. Mai mult decât atât, s-a făcut o derogare de la
cutuma germană, de fapt, adresa nu mai este pe teritoriul consulatului onorific al Republicii Moldova, ci într-un spațiu care se află aproape de acesta. Mulțumesc de asemenea și comunității moldovenilor din Germania și din Danemarca pentru deschidere, pentru interes, pentru participare activă la pregătirea celor 7 secții de vot. Contez foarte mult pe implicarea lor în alegeri. Vreau să vă spun că și în Germania și în Danemarca, în pofida faptului că s-au înăsprit măsurile sanitare, din 2 noiembrie în Germania vor intra noi în vigoare noi prevederi, totuși nu există o îngrădire a circulației, cetățenii se pot deplasa la orice oră. Singurul bemol, să spun așa, e legat de cetățenii moldoveni din sudul regatului Suediei, care au avut o adresare și către ambasada de la Berlin, și către Ministerul Federal, Ministerul de Externe, și către autoritățile daneze, să li se permită votarea în Danemarca, sudul Suediei fiind plasat mult mai aproape de Copenhaga decât de Stockholm. Am avut personal o discuție cu ambasadorul Lars Bøe, șeful departamentului bilateral al Ministerului Danez de Externe. Din păcate, răspunsul poliției regale de frontieră a fost negativ, respectiv cetățenii din sudul Suediei, care înțeleg că sunt destul de mulți, sunt rugați să se deplaseze la Stockholm pentru a vota. Alte informații, sigur că le urmăriți pe paginile web ambasadei și consulatului general de la Frankfurt, în caz că vor interveni schimbări. Sperăm că până pe 1 noiembrie schimbări esențiale nu vor interveni, dar avem anumite temeri legate de turul 2 al scrutinului, ținând cont de înăsprirea continuă a rigorilor privind răspândirea COVID și în Germania și în Danemarca pot interveni anumite restricții noi. Ultima mea adresare către cetățenii din cele două țări este ca să fie vigilenți și să respecte și prevederile sanitare ale țărilor gazdă, care, mai ales în cazul Danemarcii, sunt destul de severe legate de cei care prezintă simptome, oricare n-ar fi chiar minore de boală. Asta e tot. Vă mulțumim foarte mult, domnule ambasador Serebrean. Între timp și comunitățile diasporale ne-au lăsat mesaj pe pagina Facebook a MyEU-ului, în care au menționat despre dorința de a avea o comunicare mai intensă cu aceste comunități din partea șefilor noștri de misiune. Vreau în această ordine de idei să reamintesc ceea ce a menționat și domnul ministru în deschidere. Șefii noștri de misiune, ambasadorii, au intervenit pe parcurs și vor interveni inclusiv și astăzi, în a doua jumătate a zilei, cu mesaje de sinteză privind situația, privind votul în statele de reședință. Respectiv, vă rog să urmăriți cu atenție paginile oficiale a misiunilor noastre diplomatice și oficiilor consulare. În încheierea acestei transmisiuni în format de videoconferință cu șefii misiunilor diplomatice vom discuta cu doamna ambasador în Regatul Unit al Marii Britanie și Irlandei de Nord, Angela Panomariov. Doamna Panomariov, dacă ați putea să ne comunicați care este situația în Marea Britanie. Aveți cuvântul. Bună ziua, domnul ministru, domnul președinte CEC, stimați colegi, vorbind despre procesul de organizare a scrutinului prezidențial pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aș vrea să menționez în primul rând că în pofida situației legate de COVID, Guvernul britanic susține în continuare dreptul tuturor alegătorilor din diaspora moldovenească, din această țară, de a-și exprima votul la alegerile respective. În acest sens a fost permisă deschiderea pentru prima dată a 7 secții de votare în diferite regiuni ale Marii Britanii, dintre care 3 secții vor fi la Londra, în Manchester, Birmingham, Northampton și Glasgow. Aș vrea să subliniez de asemenea că chiar dacă executivul britanic a impus noi restricții, urmarea sporirii în ultimul timp a numărului de cazuri de infectare, clasificând localitățile din Marea Britanie în 3 categorii, în dependență de
gradul de risc. Totuși, aceasta nu va împiedica desfășurarea procesului electoral. Bineînțeles însă că în scopul răspândirii virusului avem de întrunit cerințe foarte stricte înaintate de autoritățile britanice, care impun noi reguli de exercitare a votului. Ambasada Republicii Moldova la Londra cooperează activ și este în contact permanent atât cu Ministerul de Externe britanic, cât și cu autoritățile locale din orașele unde vor fi secții de votare, fiind discutate în detalii și stabilite absolut toate aspectele necesare care țin de asigurarea desfășurării alegerilor în aceste condiții noi. În încheiere aș vrea să accentuez că toate cele 7 secții de votare din Marea Britanie sunt pregătite pentru ziua scrutinului în conformitate deplină atât cu prevederile cadrului legislativ din țara noastră, cât și cu rigorile înaintate de partea Britaniei. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna ambasador, pentru informațiile comunicate. În sinteză, reamintim tuturor privitorilor că actualizarea tuturor datelor aferente procesului organizatoric în străinătate va fi realizată pe toate mediile sociale a Ministerului de Externe și a misiunilor diplomatice. Vă rugăm să le urmăriți în următoarele zile cu atenție. Doamnelor, domnilor, în următorul segment urmează să deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri adresate Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Oleg Țulea, și președintelui Comisiei Electorale Centrale, domnul Dorin Cimil. Prima întrebare este din partea colegilor de la grupul Realitatea. Elena Putregai se interesează dacă au existat sesizări cu privire la posibile fraude a votului în diasporă și dacă este suficient numărul de observatori pentru a împiedica fraudarea peste hotare, că tot se vorbește despre astfel de tentative. Domnul președinte Cimil, întrebarea este adresată dumneavoastră. Bine, sesizări sau informații despre anumite irregularități vin permanent. Noi reacționăm prin examinarea acestora și oferirea de răspunsuri sau de soluții și reacții prompte. Chiar în ziua de ieri s-a prezentat o informație despre tentative de organizare a alegătorilor către secții de votare în una din secții de votare în Rusia. Am și luat măsurile necesare pentru a preîntâmpina astfel de situații, cu referință la un funcționar electoral care nu are atribuțiile corespunzătoare, și vom fi pe parcurs foarte atenți la asemenea fenomene. Vom reacționa având tot instrumentariul juridic și operațional în sensul dat. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte. În continuare o să luăm o întrebare din sală. Este vorba despre ProTV Chișinău, Lubov Flămedeală. Lubov, te rog. Mulțumesc. Este vorba despre ceea ce ați menționat, despre faptul că în Federația Rusă s-ar organiza transport pentru alegători și întrebarea era dacă puteți să ne explicați este legal sau nu. Desigur că această tentativă de organizare este una ilegală și nu are dreptul un funcționar electoral care a fost investit cu împuterniciri de președinte a biroului electoral al secției de votare să vină cu asemenea declarații și să organizezi asemenea acțiuni. Deja am informat CC Chișinău, care este organul ierarhic superior în acest sens, și am și notificat funcționarul respectiv despre înlăturarea încălcărilor respective. Vă mulțumim foarte mult. Preluăm o întrebare din online. Redacția TV8, rugăm ministrul de externe să ne comunice dacă vor putea fi deschise în străinătate toate secțiile de vot și câți cetățeni, în cazul în care nu vor putea vota. Ce soluții sunt pentru aceștia? Și a doua întrebare pentru CEC, dacă în străinătate moldoveanul are simptome de COVID, ce face? Dacă vor fi închiriate sedii opționale pentru bună desfășurare a votului, atunci cât costă estimativ chiria lor? Da, eu, dacă aș fi sincer, nu am crezut până în ultima clipă că ne va reuși deschiderea tuturor cele 139 de secții de votare,
De aceea și-am exprimat într-un fel satisfacția pentru finalitatea acestui exercițiu care a fost realizat de către reprezentanții diplomației moldovenești. Totodată înțelegem că acest exercițiu nu este finalizat, eventual, pentru că este posibil, conform legislației, și turul 2 al alegerilor, deci rămâne în continuare în alertă, pentru că responsabilitatea pentru organizarea, logistica procesului electoral în străinătate rămâne în continuare pe umerii Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și misiunile diplomatice, deci vom face totul posibil ca aceste condiții, repet, de maximă siguranță, inclusiv pentru sănătate, să fie asigurată. Pentru 1 noiembrie, ziua când vor fi desfășurate alegeri prezidențiale, deci toate cele 139 de secții de votare vor fi operaționale. Este adevărat și probabil că ați depictat inclusiv din comunicările care au fost realizate acum de către șefii misiunilor diplomatice. Fiecare țară reprezintă un specific anume, inclusiv pe lângă regulile practic universale de sanitare care sunt aplicate de către foarte multe state. În câteva țări funcționează restricții mult mai severe, fie că este vorba de stare de asediu, fie că este vorba despre restricții de mobilitate în interiorul țării, dintr-o regiune sau alta. Fiecare situație de acest gen a fost foarte profund analizată de către noi aici la Minister împreună cu CEC pentru a găsi soluțiile cele mai optime ca să asigurăm condiții pentru ca cetățenii noștri să-și exercite dreptul la vot. Inclusiv, ați auzit că în cazul mai multor state, cum ar fi Republica Azerbaidjan sau cazul Strasburgului, care este un totuși unul specific și diferit de situația în Franța per ansamblu. Deci toate aceste situații specifice sunt reglementate inclusiv prin deciziile CEC și vor fi comunicate instantaneu către cetățenii noștri din diverse state. Deci eu folosesc acest prilej în continuare să solicit respectuos inclusiv mass media din Republica Moldova să susțină aceste eforturi de informare ale noastre pentru ca să ajungem cât mai mulți cetățeni cu această informație utilă. Avem un îndemn foarte clar, regulile sanitare care sunt impuse de către toate țările trebuie să fie respectate cu maximă responsabilitate de către toți cetățenii noștri, iar acest îndemn cu siguranță că ne-am dorit să fie transmis prin toate mijloacele posibile. O mică remarcă la întrebarea precedentă, având în vedere că ambasadele noastre sunt în contact permanent cu cetățenii prin intermediul asociațiilor diasporale din diverse țări. Repet, am rugat mult diplomații noștri pe Sihotare să comunice foarte intensiv, activ cu cetățenii noștri pentru a informa atât despre restricții, condițiile de vot, cât și pentru a preveni posibile încălcări ale prevederilor codului electoral. Deci această informație circulă, nouă mi se pare importantă ea să circule, inclusiv prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. În paralel, domnul Vodă deja a menționat, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul Direcției Afaceri Consulare, în continuare funcționează centrul de apel deschis pentru comunicări cu cetățenii noștri care vor să primească un sfat sau o informație utilă pe aspecte legate de organizarea alegerii și participarea la vot. La fel, adresele de e-mail ale Ministerului și pagina de Facebook a ambasadei, deci avem persoane desemnate care vor avea un rol important de a asigura o bună comunicare și o bună informare a cetățenilor noștri pe parcursul zilei de 1 noiembrie. Sper că am răspuns la întrebare și cred că a doua era adresată domnului Cimil. Vă mulțumesc că spuneam mai devreme că pentru cetățenii noștri care vor vota peste hotare nu este sau sunt lipsiți de dreptul de a li se prezenta urna mobilă, iar cât privește admiterea acestora în calitate, deci cu anumite simptome de COVID sau de altă afecțiune respiratorie,
Depinde totul de condițiile instituite de țările gazdă și de regimul de aflare în afara spațiului locuinței. De aceea, pe lângă rigorile pe care le-am stabilit în instrucțiunea respectivă, ce se referă la modul de intrare a persoanelor după orele 15 în sediul birourilor electorale, mai este nevoie să respectăm sau să respectați și cerințele statelor gazdă impuse în sensul respectării condițiilor sanitare. Mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. O întrebare de la Radio Moldova, Anatol Caciuc. Unele țări ar putea introduce carantină națională de pe 2 noiembrie, de exemplu, precum Germania, sau de pe 9 noiembrie. Astfel, alegătorii nu vor putea să se deplaseze la secțiile de votare în eventualitatea turului 2. Care ar fi variantele de gestionare a unei asemenea situații? Întrebarea colegilor de la Postul Public de Televiziune. Deci am menționat deja că aceste riscuri sunt valabile, ele vor fi valabile inclusiv în procesul de pregătire a eventualului tur 2 al scrutinului electoral, de aceea vom folosi toate metodele posibile, tot instrumentariul pus la dispoziție, vom comunica foarte activ cu autoritățile naționale și locale pentru a găsi aceeași deschidere, aceeași înțelegere a importanței votului și a participării la vot a cetățenilor noștri aflați în străinătate. Aceste demersuri vor fi realizate de către minister, de către misiuni diplomatice și avem marea speranță că condițiile bune pentru ca cetățenii noștri să-și exercite dreptul la vot să fie asigurate și în eventualul turul 2 al alegerilor prezidențiale. Mulțumesc foarte mult. Revenim în sala de conferințe. Jurnal TV, vă rog. Mulțumesc, domnule Cimel, întrebarea mea este pentru dumneavoastră. Ați vorbit și în cadrul acestei conferințe de presă despre necesitatea prevenirii transportării organizate a alegătorilor. Noi la Jurnal TV în ultimele zile primim tot mai multe mesaje de la cetățeni moldoveni stabiliți în regiunea transnistreană, care spun că angajații companiei Șerif, dar și rudele acestora, au fost deja instruiți cum să meargă la secțiile de votare din dreapta Nistrului, cum să voteze, iar la revenire, la prezentarea ștampilei votat din pașapoarte, să primească câte 400 de ruble plus cheltuielile pentru combustibil. Chiar aseară, la emisiunea Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV, unii politicieni spuneau că anul acesta s-ar putea să nu ne mai confruntăm cu celebrele autobuze și microbuze Natasha. În schimb, vom vedea sute de mașini care transportă câte 4 sau 5 pasageri și, într-un fel, va fi repetat scenariul din 2016-2019. În acest sens, vreau să vă întreb ce fel de comunicare ați avut în ultimele zile cu Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul de Interne și Poliția pentru a preveni transportarea organizată a alegătorilor și cumpărarea voturilor. Mersi. Vreau să vă confirm acea comunicare pe care am avut-o intensivă, pe care am avut-o cu Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate. Acea informație care o primim periodic sau frecvent de la Serviciul de Informații și Securitate despre unele riscuri și pericole care sunt identificate în acea zonă de securitate. Vreau să vă spun că deja se întreprind măsuri concrete pentru a preveni riscurile despre care ați vorbit, despre tentative de organizare a alegătorilor către secțiile de votare. Au fost create și celule de reacție la minister și în cadrul serviciilor ANTA pentru a opri acele mijloace de transport care vor depăși numărul sau capacitatea de 8 persoane pentru a veni la vot. Cât privește informațiile pe care le-ați realizat, vă rog să le transmiteți în adresa CEC cu o notă respectivă și cu anumite probe pentru a le readresa în adresa Ministerului și a veni cu reacții de preîntâmpinare a asemenea fenomene. Vă mulțumesc! O întrebare de precizare. Ce se va întâmpla în cazul în care nu vom vedea autobuze, microbuze, ci autoturisme cu 4-5 pasageri? Este interzisă și transportarea alegătorilor în interesul unui concurent electoral sau deci determinați de un concurent electoral. Dacă analizați atent textul hotărârii CEC din 20 octombrie 2020, veți vedea și asemenea interdicție. Se vor lua măsurile necesare în sensul curmării sau deci documentării cazurilor date. Este important ca să documentăm cât mai multe cazuri pentru a le
transpune în raportul către Curtea Constituțională, a aproba acest fenomen masiv, dacă va fi, și Curtea urmează să decide asupra validării sau invalidării alegerilor. Vă mulțumim foarte mult. Astăzi avem la conferința de presă și reprezentanții de la media internațională. Am plăcerea să ofer cuvântul colegului de la Euronews, Ernest. Here you go. You may choose to address the question in English. I will be helping with translation. Thank you. I don't know if it's working. Sorry. Okay. Thank you. Thank you, Ernest Bunguri, for Euronews World and Euronews Albania. Minister, we've heard some allegations from the candidate Maia Sandu of possible vote buying, vote manipulations, also buses coming from Transnistria to vote, state pressure. So what is your stance on this allegation? What guarantees are there for free and fair elections in Moldova? And in your system, what happens to the people if these facts are after appear to be true? I mean, what happens to people that do vote buying and manipulation? And if I may ask, is there any indication that if this happens in Moldova, we can have maybe a Belarusian model, like people going to the streets if they are not happy with how the elections were going? Thank you very much. Am să traduc această întrebare care este adresată la conferința de presă, întrebarea colegilor de la Euronews. În urma unor informații recepționate din partea unor concurenți electorali, în speță Maia Sandu, s-a vorbit despre presupuneri despre cumpărarea voturului alegătorilor și întrebarea ar fi în cazul cum poate fi asigurată organizarea unor alegeri libere și corecte, fără manipulări și în cazul în care aceste nu standarde nu vor fi asigurate, care sunt măsurile concrete care sunt realizate în cazul de față, inclusiv în raport cu persoanele care au comis careva irregularități. Cred că sunt da. Just to mention, I thank you very much for the question because that was important also to answer from the Minister of Foreign Affairs. Very important to mention at the beginning that we are very determined, we, the Minister of Foreign Affairs and European Integration, also Czech and the government in general, to assure free and fair elections on the 1st of November. But actually the issue that you have raised was covered by the previous answer that was delivered by Dorin Chmiel. That's why I let him to explain you once again all the measures that are taken in order to avoid that this election will be rigged. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare importantă. Vreau pe linia Ministerului de Externe să punctez că avem o determinare clară de a asigura un proces liber și corect în organizarea acestor alegeri. Întrebarea pe care ați adresat-o dumneavoastră mai devreme a primit un răspuns parțial la intervenția anterioară a domnului Chmiel. În egală măsură aș dori să ofer cuvântul domnului Chmiel pentru a face încă o dată precizările de rigoare. Voi continua răspunsul la întrebarea parvenită sau adresată și vreau să explic că CECul a făcut de numerate ori apel la toți concurenții electorali să respecte standardele electorale impuse în mediul internațional, să execute cu bună credință toate obligațiile ce îi revin din codul electoral și am și obligat sau am pus la dispoziția lor să respecte codul de conduită prevăzut de către codul electoral în ceea ce privește respectarea tuturor condițiilor de bună desfășurare a alegerilor prezidențiale. Suplimentar sau subsidiar la cele menționate, am și elaborat o circulară și o adresare către toți actorii electorali, inclusiv concurenți, observatori, mass media, privind depistarea și comunicarea la timp a tuturor fraudelor sau posibilor fraudelor care vor avea loc atât în ziua votării cât și în aceste zile în care deci se realizează anumite întruniri, anumite discuții cu alegătorii. Știm foarte bine că mâine este ziua tăcerii, mâine sunt interzise acțiunile de agitație electorală, iar în ziua de duminică deja se va realiza votul propriu-zis. Deci noi mizăm pe
înțelegerea și pe, deci pe bună credință a tuturor celor implicați în actul electoral de la 1 noiembrie 2020. I will translate it in English for you. So the Central Electoral Commission has made a public appeal for all the candidates which are involved in the election campaign to respect the standards of elections which are prescribed either by the Electoral Code of the Republic of Moldova as well as by the Behavioral Code which was enforced by the Central Election Commission with respect to these elections. Additionally, Central Election Commission has circulated a document in which was addressed to the, all the candidates involved in the campaign, as well, as national and international observers and mass media, to follow up on the cases when the fraud of the elections or the situations related to the fraud of the elections can be reported as soon as possible and to be dealt in a public way. At the same time, all the electoral officials are making an appeal that it's very important to report cases like that in case if they occur. At the same time, tomorrow is a silence day in the Republic of Moldova, and we really hope that all the candidates which are involved in this campaign will respect this, and we hope earnestly that all the regulations and the information which we have provided will be respected by the respective candidates in this process. Thank you. Stimați colegi care sunt prezenți aici în sală, dacă nu mai sunt și alte întrebări adresate domnului ministru sau domnului președinte, dacă sunt careva comentarii în încheierea conferinței de presă, domnule ministru, domnule Cimil, vă rog. Da, eu la final doar am vrut să mulțumesc reprezentanților mass media pentru participare și să folosesc acest prilej pentru a lansa o invitație publică către toți cu naționalii noștri stabiliți peste hotare să participe într-un număr cât mai mare la votare. Și nu în ultimul rând, respectând toate măsurile de precauție, toate măsurile sanitare care au fost deja comunicate, repet, prin intermediul diverselor mijloace, inclusiv rețele de socializare, aceste reguli sanitare care au fost decise de către CEC trebuie să fie respectate de către conaționalii noștri în egală măsură cu regulile sanitare care sunt impuse de către statele de reședință ale conaționalilor noștri. Facem apel la responsabilitate, facem apel la o bună comunicare și o bună interacțiune cu responsabili din cadrul biroului electoral pentru a evita toate posibile riscuri de care suntem conștienți legate de pandemie cu COVID-19. Sincer, îmi exprim speranța că acest exercițiu va fi parcurs cu brio ca să putem evita orice aspect negativ legat de desfășurarea procesului de vot pentru 1 noiembrie, iar această experiență pe care am acumulat-o și despre care vreau să vă spun că este inedită inclusiv și pentru Ministerul Afacerilor Externe, ne va ajuta să îmbunătățim și să venim cu soluții noi la multiplele probleme de care am fost și suntem conștienți în prezent și care ar putea să apară în viitor. În rest, vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc mult pentru atenția față de subiectul care am decis să-l abordăm astăzi în această conferință de presă. Mersi! Beneficiind de această oportunitate, vreau să spun că pentru mâine preconizăm o întâlnire cu toți candidații la funcție de președinte al Republicii Moldova, orele 15, la sediul CEC, pentru a discuta problemele și soluțiile care au fost identificate pe parcursul campaniei electorale, pentru a răspunde la toate întrebările finale și a continua procesul de comunicare care are loc pe platforma CEC. Vă mulțumesc pentru participare la conferință. Vă mulțumim foarte mult, da, domnule ministru, vă rog. Foarte important, deci acest tabel pe care l-am pregătit noi cu situația fiecărei țări și a condițiilor de participare la vot va fi distribuit în format digital pentru ca să evităm contactul fizic. La fel, acest tabel va fi încărcat pe pagina
pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și poate fi consultat inclusiv de către dumneavoastră și iarăși cu rugăminte să-l diseminați către un cer cât mai mare de cetățeni ai noștri, în condițiile când sunt posibile anumite schimbări în cazul anumitor țări. Repet, aceste informații sunt livrate instantaneu către CEC, dar vom informa subsecvent și mass media din Republica Moldova cu orice schimbare care este posibil să survină, având în vedere evoluțiile epidemiologice. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la conferința de presă de astăzi. Reamintim instituțiilor mass media naționale că Serviciul Diplomației Publică, Comunicare Strategică și Interacțiune cu Presa va fi cu program obișnuit în următoarele zile. Toate solicitările vor fi procesate în modul corespunzător. De asemenea, urmăriți actualizările Ministerului pe paginile oficiale și a misiunilor diplomatice. La revedere!